Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul Baltagul, semnat de Mihail Sadoveanu, roman publicat în anul 1930. Într-un sat de munte, Vitoria Lipan, soția lui Nechifor, un oier, îl așteaptă pe soțul ei să vină de la un târg de oi. Perioada în care Nechifor trebuia să ajungă acasă a trecut și Vitoria începe să se îngrijoreze. Deși inițial lipsa bărbatului o sâcâie, pe parcurs își dă seama că ceva i s-a întâmplat lui Nechifor și decide să plece pe urmele acestuia pentru a descoperi adevărul. Pentru Mihail Sadoveanu, o sursă importantă de inspirație a fost folclorul românesc și anume baladele. Din balada Miorița preia tot ce înseamnă simboluri, firul epic, dar și conflictul dintre ciobani și drumul inițiatic al personajului principal. Din balada Dolca, Sadoveanu preia tema omului și a legăturii acestuia cu animalul său credincios, în Baltagul, cititorul observând această temă în relația lui Nechifor cu dulăul Lupu. Din balada Șalga, Sadoveanu se inspiră pentru a o crea pe Vitoria Lipan, pentru că în această baladă populară se vorbește despre o ciobăniță foarte curajoasă care pornește pe urmele unor hoți care au prădat-o și îi pedepsește aspru. Baltagul de Mihail Sadoveanu este un roman social care urmărește călătoria Vitoriei Lipan, o femeie simplă, dar foarte încăpățânată și aprigă, în încercarea de a descoperi ce i s-a întâmplat soțului ei și de a vedea cine sunt oamenii care i-au grăbit sfârșitul. Romanul semnat de Mihail Sadoveanu este o frescă a societății românești, dar și a satului tradițional, acolo unde viața curge domol și ciclic. Pe parcursul romanului, Vitoria Lipan participă la niște evenimente sacre pentru omul de rând, și anume la un botez, la o nuntă și la o înmormântare. Deși femeia nu-i cunoaște pe cei pe care îi întâlnește în calea sa, lasă totul deoparte și respectă tradiția și datina în ceea ce privește cele trei evenimente. Acțiunea în roman se petrece în zona Bistriței, de-a lungul Părâului Neagra, dar și în zona Munților Stănișoarei, un alt loc care există în realitate, menționat în roman, fiind Crucea Talienilor. Acesta este traseul pe care se îndreaptă Nechifor Lipan și pe acesta Vitoria încearcă să descopere urmele soțului său și să vadă ce i s-a întâmplat de fapt. În ceea ce privește reperele temporale, autorul încearcă să ofere un aer de atemporalitate poveștii, însă anumite indicii din roman arată că acțiunea se petrece undeva prin anii 20 ai secolului trecut. Totuși, felul în care este scris Baltagul oferă acea impresie că acțiunea ar putea să se întâmple oricând, atunci când societatea românească încă se bazează pe tradiție și pe datini, iar acestea sunt nu doar respectate, ci și cinstite. În romanul lui Sadoveanu, tradiția este literă de lege. Personajele preferă să se ghideze după legi milienare și după datini străvechi, deși în lumea lor există oamenii legii, primărie și oameni care încearcă să stabilească o ordine în lume. Personajele principale din roman resping tot ceea ce înseamnă modern. De exemplu, m-a amuzat mult văzând-o pe Vitoria Lipan cum își face cruce când aude despre tren sau despre telefon. Totuși, fiul ei, Gheorghiță, a mers cu trenul și este deschis spre schimbare. Deși Baltagul nu este un roman unde tema conflictului dintre generații este o temă pregnantă, totuși autorul o atinge și pe aceasta. Mi-a plăcut mult și aerul de roman polițist pe care îl capătă Baltagul datorită anchetei pe care o duce Vitoria. Deși este o femeie fără o educație propriu-zisă, Vitoria se bazează foarte mult pe intuiția ei și pe cunoașterea nativă a lumii. Deși nu este ea cea care poate să decidă cine trăiește și cine moare, reușește să-i facă pe oamenii legii să ducă ancheta în direcția pe care și-o dorește. Mi-a plăcut mult modul în care Vitoria nu se bazează neapărat pe lege, ci pe premoniții, pe vise și pe religie, pe credință, astfel încât femeia reușește să descopere misterul. Ancheta pe care o duce femeia este interesantă de urmărit, pentru că, pe de o parte, aceasta este mânată de premoniții, pe de altă parte, aceasta este susținută de felul în care oamenii legii intervin.
Baldagul este un roman foarte interesant, cu elemente de epopee. Vittoria Lipan este un personaj pe care îl admir foarte mult, un personaj care îmi place nespus de mult, un personaj care este mânat de un puternic simț al răspunderii și al datoriei. Pentru Vittoria, singurul lucru care contează este să descopere adevărul. În ceea ce privește construcția personajului, Vittoria Lipan are niște trăsături care sunt specifice de obicei exclusiv bărbaților. Este puternică, este sigură pe ea, știe ce vrea să obțină și nu se oprește niciodată. Dacă o cale îi este închisă, Vittoria face tot posibilul pentru a deschide o nouă cale spre aflarea adevărului. Pentru Vittoria, găsirea lui Nechifor este o datorie morală și femeia face absolut tot ce stă în putință pentru a ajunge la adevăr. Mi-a plăcut și faptul că Vittoria, deși este o femeie foarte îndârjită și aprigă, este o femeie umilă care nu caută gloria, ci dreptatea și adevărul. Mi-a plăcut mult stilul romanului și limbajul folosit, unul autentic și liric, acțiunea fiind narată de o voce care clar aparține unei femei simple din popor. Vă recomand acest roman dacă vreți să citiți o carte despre viața din satul românesc tradițional și dacă vă plac personajele puternice care luptă până în pânzele albe pentru a descoperi adevărul. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă! Pa, pa!